Bună ziua! Vreau să vă salut în orașul și raionul nostru natal, Fălești. Doamna Maia Sandu, spuneți tot împrumută. De unde să luăm ca să dăm datoriile? Vă explic. Toate țările de pe pământ împrumută bani. Numai problema la noi în țară e alta. Dacă se împrumută același miliard cum au făcut ei, oameni buni, noi nu trebuie să mai împrumutăm bani ca să dăm o leacă pensia mai mare, să amăgească pensionari, învățători, doctori. Dacă se împrumută un miliard și eu vă asigur, dacă eu vă prezint planul, cu oameni buni, în fiecare centru raional, primii 3 ani deschidem câte 2 complexuri de vite. Banii ăștia ne trebuie să împrumutați pentru economie, pentru a fi investiți, dar dacă tu pe permanent să-i mănânci, tu n-ai de unde să-i întorci, asta e foarte simplu. Dacă noi astăzi, spre exemplu, luăm un credit de la statul german, ca să facem o autostradă, ca să unim Lipcaniu, nordul cu sudul, autostrada asta zvi să o fac o companie germană, că la noi oare 20% ați trebuit să le cătăm prin buzunare, și plus noi nu avem companii mari care să facă autostrada asta. Noi avem firme de drumuri care poate să facă un drum în sat, într-un oraș ca Fălești. Dar companii mari noi astăzi nu avem. Mai departe. Dumneavoastră înțelegeți că oamenii care pe noi ne conduc, da, i-au învățat mulți peste hotare. Dar oamenii ăștia nu au lucrat o zi consilier în sat, nu au lucrat o zi măcar să creeze un loc de muncă din 4 persoane. Oamenii ăștia nu știu nici cuvântul zagot cantoră. Ei nu știu diferența între lemne și cărbune. Dar la împrumutat, cum v-am spus eu, peste 1 miliard de euro s-a împrumut în 3 ani de zile și să nu deschizi din banii ăștia 3 fabrici, nu vă spun 300. Plus dacă oamenii vin la voi și vă spun, azi vă facem 5.000 de locuri de muncă. Dar cum are 50 de ani? Și el în viața lui nu a deschis niciun chiosc la piața din Fălești, de el vă povestește că să vă facă fabrici, uzini, a să aducă diaspora acasă. Nu vă spărați de asta, e de râsul găinului. Eu vă mulțumesc foarte frumos pentru discuția de astăzi. Eu toată viața mea am fost, sunt și voi fi doar pentru Republica Moldova. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc!